oameni buni și bine ați venit la un nou episod, mai bine spus la primul episod oficial din anul 2022, după recapitularea aia și ultimul vlogmas postat aici pe canal. Cred că ați observat că vocea mea e un pic răgușită, îmi pare foarte rău, am răcit foarte tare acum o săptămână, am anunțat chestia asta și pe Instagram. Mă simt oribil, dar am decis ca astăzi să fac un videoclip pentru voi. Bine ați venit pe șezlongul meu, alături de mine. După cum ați văzut și în titlu, astăzi voi aborda un subiect destul de interesant și anume cum să începi un canal de YouTube în anul 2022. Nu sunt eu un YouTuber adevărat acum pentru că am o comunitate foarte mică strânsă aici pe YouTube, dar am decis ca să fac anume acest tip de videoclip pentru că poate unii dintre voi vor să-și înceapă un canal de YouTube, dar nu se simt pregătiți sau cred că nu au materialul necesar pentru a filma un video. Ei bine, astăzi voi fi eu aici pentru susținerea voastră și în general să vă dau câteva detalii în legătură cu anume cum să începi un canal, frate. Așa că haideți să nu mai lungim vorba și să trecem direct în pâinea acestui episod. Deci, primul sfat de pe lista noastră de astăzi este să începi atunci când nu ești pregătit sau atunci când ești cel mai puțin pregătit. Știu că sună foarte periculos, știu că sună foarte ciudat, dar până și eu și cel mai mari vloggeri care sunt acum în prezent au început prin simplu fapt că n-au fost pregătiți, frate. Pentru că nu trebuie să fii pregătit neapărat ca să începi un canal de YouTube sau un cont de Instagram, de TikTok și așa mai departe. Toți cei care au început acum mulți ani, crede-mă, nu au avut o cameră profesională, nu au avut pur și simplu curajul să vorbească în fața camerei, frate. Nici eu n-am avut, dar am început prin simplu fapt că nu am fost pregătită. Eu vreau să încep canalul de YouTube atunci când trebuia să mă aflu în Ungaria, dar am decis să-l încep mai devreme și mă bucur foarte mult că am făcut chestia asta pentru că momentan mă aflu aici cu această comunitate. Când spun că nu trebuie să fii pregătit, mă refer atât moral cât și material. Nu trebuie să ai neapărat o cameră foarte bună, nu trebuie să ai neapărat un microfon sau să știi foarte multe chestii legate de edit. Crede-mă, rușinea de a filma în fața publicului o să existe și atunci când o să fii, cred că, cel mai mare vlogger practic din țara ta. Când chiar și o să ai multă experiență, pentru că majoritatea vloggerilor încă le e frică să filmeze în fața publicului, cum este frică și mie. Atunci când începi, poți filma chiar și cu telefonul, pentru că momentan toate telefoanele sunt foarte dotate, au o cameră foarte bună, un microfon foarte bun și pur și simplu pune telefonul, frate, pe o cutie sau, nu știu, pe câteva cărți și începe să filmezi primul tău videoclip. Ok, deci ai postat primul tău videoclip pe YouTube. A doilea pas de pe lista noastră de astăzi este să nu-ți pese de critica negativă sau de oamenii care te judecă. Efectiv, în momentul în care începi ceva nou sau în momentul în care, nu știu, vrei să faci ceva, nu spune nimănui ce vrei să faci, nu spune nimănui care este scopul tău și nu vorbi cu oamenii care te judecă. Pentru că, frate, oamenii care încep să te bârfească sau să-ți arunce critici negative, efectiv, sunt oamenii care te invidiază sau care nu au curajul să înceapă ceea ce ai început tu. Încearcă să ignori critica negativă, pentru că și eu, la rândul meu, atunci când am început YouTube și am început YouTube să fac din gimnaziu, acum foarte mulți ani și practic am renunțat la ideea asta din cauza că oamenii au început să mă judece, au început să vorbească despre mine pe la spate, au început să spună cuvinte urâte și efectiv am renunțat la acea idee și îmi pare foarte rău că am renunțat. Poate că în ziua de astăzi eram undeva mai sus decât sunt acum, dar niciodată nu e prea târziu să începi un canal de YouTube, așa că te-aș sfătui să nu asculți de nimeni. Urmează-ți inima, urmează-ți dorința ta de a face ceva în viață. Atunci când începi un canal de YouTube, trebuie să studiezi foarte bine YouTube în general, pentru că și eu fac momentan chestia asta. Încearcă să te uiți la diferiți vloggeri, încearcă să te uiți la diferiți content creator care au cam același content similar ca al tău, pentru că e bine să studiezi foarte bine cum au început ei sau să împrumuți câteva idei de la ei, pentru că te va ajuta foarte mult la dezvoltarea canalului tău. Înainte ca să încep eu YouTube, m-am uitat foarte mult la vloggerii din Moldova chiar și care au fost primele lor videoclipuri. Credeți-mă, au fost niște videoclipuri filmate foarte rău, de o calitate foarte joasă, dar vedeam foarte multă inspirație venind de la acei oameni, vedeam foarte multă motivație care provenea practic din ce spuneau ei. Atunci când spun să vă inspirați de la YouTuberi, nu mă refer la faptul că luați un videoclip și copiați mot-a-mot fix cum a făcut acel vlogger, pentru că fiecare vlogger are stilul lui aparte de a face videoclipul, de a-l filma, de a edita și asta este și ideea. Trebuie să fii foarte creativ, foarte original. Dacă iei idei precum My Morning Routine, My Night Routine și așa mai departe, astea sunt un fel
de videoclipuri care au devenit un fel de trend aici pe YouTube. Eu la fel am făcut. Dar dacă faceți astfel de video, spre exemplu, hai să luăm My Nightroot. Atunci e bine să-l faci în stilul tău. Privești la diferiți YouTuberi cum au încercat ei să-și arate rutina de seară și încearcă să adaptezi ideea lor doar că sub stilul tău. Încearcă să faci videoclipul să fie actual YouTube-ul. Pentru că acum 3-4 ani YouTube-ul era foarte diferit față de ce se întâmplă acum. Să vă mai spun un secret. Oamenii acum nu caută perfecțiune pe YouTube. Oamenii nu caută o rutină de seară perfectă, o rutină de dimineață perfectă. Oamenii caută acum ca fiecare videoclip să arate în general realitatea oamenilor de zi cu zi. Cum arată în general o rutină de dimineață reală. Cum tu te trezești pe la orele 11 dimineața, cum nu-ți bei paharul cu apă, ci pur și simplu mergi spre baie, te speli pe dinți și așa mai departe, cum nu mănânci sănătos, dar mănânci, nu știu, niște mâncare fast food chiar de dimineață. Odată ce ai postat primul videoclip, te-aș sfătui să cauți nișa ta pe YouTube. Ce vreau să spun prin nișă? Limba engleză nișă, nu știu cum se traduce motamo, dar înseamnă să-ți găsești domeniul în care tu vrei să postezi aici pe YouTube. Pentru că sunt foarte multe domenii în care poți să postezi, spre exemplu, cineva are un canal despre vegetație și vorbește la general despre plante, sau cineva are un canal despre tehnologii și vorbește despre ultimele tehnologii apărute în seria Apple, spre exemplu, apare un telefon nou și el practic face un videoclip legat strict despre noul telefon apărut, ce îi place, ce nu-i place, ce a recomandat și ce nu a recomandat la acest telefon, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Totodată, ce nu v-aș sugera să filmați atunci când începeți un canal, este să filmați un Q&A, frate, pentru că Q&A-urile sunt neapărat pentru cei care au ajuns deja undeva, care au o comunitate uriașă, care oameni care vor să știe despre ei, despre voi. Nu va vrea nimeni să afle momentan ceva pentru că aveți o comunitate foarte restrânsă și ideea cu Q&A-ul e mai mult legată de legătura asta dintre comunitate și vlogger, știți la ce mă refer. Dar, în schimb, la Q&A puteți să faceți un videoclip cu 10 lucruri despre mine, 20 de lucruri despre mine și asta va fi foarte interesant. Gen, oamenii vor încerca să afle ceva nou despre voi și vor încerca să interacționeze, să vă întrebe, să scrie jos în comentarii că, bă, uite, și eu am frica asta, știi? Cumva avem ceva comun. Eu am adaptat această idee sub forma unui videoclip numit 20 sau 30 de lucruri despre mine, sincer nu mi-amintesc, dar pe canalul meu se află două videoclipuri postate sub acest subiect și uitați-le aici. Au prins foarte bine, sincer o să fiu, primul videoclip a prins mai bine decât al doilea, dar mă mulțumesc foarte mult și cu asta. Odată ce ai început să postezi pe YouTube, nu posta foarte rar, nu posta un videoclip și apoi dispărea o lună de pe canal. Chestia cu YouTube este că odată ce începi a posta, încearcă să-ți creezi un program de a posta videoclipuri. Spre exemplu, ai strâns o mică comunitate, încearcă să spui oamenilor tăi că tu vei posta în fiecare joi la ora 5 seara, da? Și oamenii deja vor conștientiza că, bă, vloggerul ăsta postează la ora 5 seara joi, înseamnă că până atunci trebuie să-mi reușesc toate chestiile să le fac ca să reușesc să vizionez videoclipul lui. Sau ei deja vor ști că tu vei posta la acea oră în acea zi a săptămânii. Spre exemplu, cum ar fi Ane Marie de la vlogul de marți, deja vlogul de marți spune că ea postează în fiecare marți. Sau Doza de H care posta în fiecare vineri, nu mai știu la ce oră, dar știu că vineri a postat. Țin minte că eram chiar și în gimnaziu și pe atunci Doza de H era foarte populară și gen veneau la mine colegi de clasă și spuneau că azi e vineri, azi postează Doza de H. Și uite, ăsta este un pas să spui oamenilor când postezi tu, care este programul tău de postat și așa mai departe. Dacă nu vrei să-ți faci un program de a posta cum sunt și eu, este foarte greu pentru mine să postez practic în aceeași zi a săptămânii la aceeași oră. Am o soluție mai bună pentru tine. Încearcă să postezi măcar o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, ca oamenii să fie conștienți că, bă, ăsta postează o dată pe săptămână, înseamnă că e destul de activ pe canal, ok, hai să mă abonez. Legat de videoclipuri, vreau să vă mai spun o chestie foarte interesantă atunci când ești un începător. Cred că urmăriți diferiți vloggeri zilnic și vă întrebați, bă, cum editează ăsta, așa de bine editează. De exemplu, dacă sunteți un fan al editului sau al montajului, cum sunt și eu, efectiv vă veți interesa de fiecare chestie în parte și veți căuta tutoriale pe YouTube ca să aflați mai multe chestii, mai multe detalii despre montaj. Și astfel vă veți îmbogăți practic tot arsenalul ăsta de ce înseamnă montaj pe YouTube. Dar, având în vedere că sunteți începători și nu știți absolut nimic ce, nu știu, înseamnă edit, montaj, atunci e necesar să cunoașteți doar lucrurile de bază. Cum am spus, sunt cut-urile, tranzițiile, inserarea unui text sau unei imagini aici pe video și atât. Mai mult nu vă mai trebuie absolut nimic. Ceea ce contează momentan la început este contentul, ce promovați voi, ce dați publicul. Încă un detaliu foarte important ce ține de videoclipuri la general este că în spatele fiecărui clip se află un scenariu. Efectiv, dacă vă uitați și la cei mai mari vloggeri, frate, care sunt
acum, nu știu, PewDiePie sau hai să luăm de aici, din zona noastră, da? Spre exemplu, este Shelly sau frații Munteanu. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar în spatele fiecărui videoclip de-a lor se află un scenariu. Atunci când inițiezi un videoclip, nu pui pur și simplu camera pe trepied sau telefon și începi să te filmezi vorbind pe un anumit subiect. Efectiv, în timp ce tu filmezi un video, trebuie să vorbești ceva, trebuie să dai publicului ceva concret. Chiar și dacă filmezi, spre exemplu, My Night Routine sau My Morning Routine sau, spre exemplu, filmezi un vlog, îți faci planul tuturor acțiunilor ce urmează să le îndeplinești pe baza videoclipului. Este foarte bine ca la baza videoclipului să ai un scenariu bine definit, pentru ca să știi ce acțiuni urmează sau despre ce urmează să vorbești. Nu pierzi din linia ta de subiect lucruri foarte importante pe care vrei să le spui publicului. În general, veți observa, dacă vă uitați pe canalul lui Shelly, are un videoclip legat strict despre YouTube și acolo spune și el foarte clar că fiecare videoclip are un scenariu parte scris, iar el chiar din primele videoclipuri cred că învăța scenariul pe de rost. Eu nu vreau să vă spun chestia asta, eu nu vreau să vă spun că trebuie neapărat să învățați pe de rost, frate, scenariul ăla pe care le-ați scris, pentru că nici eu acum nu vorbesc strict după scenariu. Dar e bine să vă formulați anumite idei de bază, iar în timp ce filmați, deja veți dezvolta acele idei. Ei bine, am ajuns și la ultimul punct de pe lista noastră de astăzi, legat tot de videoclip, și anume că inițial, când sunteți la început de drum, e bine să nu faceți videoclipurile foarte lungi, să le faceți de vreo 15-20 de minute și mai ales vorbind în fața camerei. E mai bine să le faceți cât de scurt posibile puteți. Eu m-am ghidat după principiul ăsta toată viața, gen de când sunt aici pe YouTube, am mai mult de jumătate de an, cred, și m-am ghidat ca mereu videoclipurile mele să fie foarte scurte. Și chiar dacă să fie foarte scurte, m-am ghidat așa ca să pun tot ceea ce mi-am propus să spun în acel videoclip. Dar nu spun că e strict necesar ca să faceți videoclipul de 3 minute, 2 minute, nu. Vreau să spun aici că e bine ca atunci când vorbiți în fața camerei să nu faceți destul de plictisitor, să faceți niște schimbări de cadru, să puneți niște imagini, niște texte, să faceți cumva rama asta a videoclipului puțin mai dinamică. Dacă sunteți un content creator care faceți, spre exemplu, vloguri, da, vloguri foarte interesante, mergeți sau traveling, pentru că, da, oameni buni, traveling este foarte popular aici pe YouTube, să faceți videoclipuri cum călătoriți și așa mai departe, e bine să faceți un videoclip lung. Da, aici nu pot spune nimic, videoclipul de traveling sunt foarte interesante pentru toată lumea, cred, și toți le urmăresc, și atunci puteți să faceți un videoclip de 20-25 de minute. Da, oameni buni, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like acestui videoclip, să dați un share pe Facebook sau pe Instagram ca să vadă și prietenii voștri, pentru că, nu știu, poate cineva din apropiații voștri vor să devină un content creator aici pe YouTube și de ce să nu vadă acest videoclip inițial. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că mă-ți face super fericită, efectiv cu fiecare abonat creștem acest canal, creștem această comunitate și mă bucur foarte, foarte mult. Vă mulțumesc enorm pentru ceea ce faceți pentru mine, pentru faptul că vă abonați la acest canal. Dacă mai doriți astfel de videoclipuri, vă rog să scrieți jos în comentarii. Cu voi a fost Corina și noi ne revedem data viitoare cu un alt episod. Ciao! Și acum urmează The Bloopers! Bloopers! Nu mai am aer, plămânii mei! Să mă odihnesc un pic. Mai departe. Cred că mi s-a ridicat febra. Atunci, da, mersi, tata. Mersi. Super.